Alegerile din 2024 pentru Parlamentul European se vor desfășura între 6 și 9 iunie, au convenit ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat miercuri președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene, citată de agențiile de presă străine. Acest acord politic urmează să fie validat oficial de un Consiliu de Ministri Europeni. Alegerea eurodeputaților, ce are loc la fiecare 5 ani prin sufragiu universal în fiecare stat membru, va da startul renoi conducerii principalelor instituții ale Uniunii Europene. Parlamentul European, singura instituție europeană aleasă prin vot direct, votează pentru alegerea președintelui Comisiei și aprobă componența acesteia. Actuala președinta a Comisiei, Ursula von der Leyen, nu și-a semnalat deocamdată intenția de a obține un al doilea mandat la șefia executivului UE.